Enzo, dacă cazi de acolo, te lovești, tati. Stai acolo, Enzo. Mamă, ia uite-te la cum. Nu știu cum îți... Bună dimineața. Bună dimineața. Am ieșit la colațiune, că suntem în Italia, facem colațiune. De fapt, Victoria se uită acum după meniu. Probabil, pentru mine nu contează. Victoria e mai pretențioasă, așa. Enzo, unde pleci, tati? Mamă, lese-ți cumpărăm. Hai că are mătușa grijă de tine. Sora mea se grăbește că trebuie să meargă la muncă imediat. Și... o vreau neapărat să mâncăm și azi. Trebuie să suntem de... câte zile? Suntem de două, trei zile. De trei zile suntem aici. Noi ne plecăm. Și... o devenit obișnuință cumva să mâncăm. Maybe you want grilled chicken, sun-dried tomato and guacamole. No, I want brioche. Brioche I want. Italian. Ce loc frumos aici. Ha? Ciocolată, pistacio... nu contează. No, I need to eat good. Ok. Ce arunci? Enzo. Enzo are un raf, aruncă jucării de acolo, din cutiile alea două, le aruncă peste în cap la oameni. Sunt turiști aici. Suntem exact în centru, în Lido di Jesolo, la nici 15 km de Veneția. Aici locuiește mama cu sora mea și copiii ei. Și am venit să petrecem câteva zile aici, înainte să ne întoarcem în Belgia, pentru că vacanța se apropie de sfârșit. Sora mea a plecat mai devreme, după ce am mâncat colațiune, a plecat la muncă. Maica mea, ne-am întâlnit cu ea pe stradă și a plecat tot la muncă. O să termine mai târziu, la vreo 3, așa ceva, nu se termine munca. Trebuie să așteptăm acum după Raluca, după Marian, copiii ei. O să plecăm un pic la plimbare pe aici, pe centru. Deși nu pare a fi înorat, nici chiar așa de cald. Deci nu am mers nici până acum la plajă, deși dacă mergi pe ulița aia încolo, 150 de metri, dai de mare. Relaxezi, dacă te relaxezi, e? Nu am mers la plajă, am fost aseară la mare, am fost de fapt în fiecare seară, am mers pe plajă, dar nu am făcut plajă. O să vedem ce o să facem astăzi, o să vă arăt un pic centru pe aici. Sunt o grămadă de turiști, mulți germani. În anii trecuți, când mai veneam pe aici, erau mulți turiști din Rusia. Da, acum, adică în cu războiul, cred că sunt mult mai puțini. Nici n-am întrebat pe maică mea sau pe soră mea, pentru că ele, dacă lucrează la restaurante, de astea probabil au contact cu turiștii. Da, e frumoasă zona. Aici e vecinul. Aici, înăuntru pe aici, e Victoria care se aranjează înăuntru pe acolo. Și nu mai striga după mama, lasă să-și facă treaba. E frumos aici. Mama tot încearcă să ne convingă să ne mutăm aici în Italia. Nu știm ce să facem, pentru că sunt plusuri și minusuri. Să lucrez în Italia niciodată nu mi-a plăcut, pentru că ăștia au așa un mod de a te trata un pic mai așa, mai... Nu, ești mai jos decât ei. În alte țări sunt mai serioși cu banii, nu trebuie să te streseze în fiecare lună. Și aici sunt... e un singur sezon, sezonul de vară, care e full. Vin mulți turiști. În schimb, iarna e o zonă moartă, pentru că aici sunt toate, sunt numai hoteluri pe aici. Vara găsești muncă, iarna e greu să ai un loc de muncă. Și ăsta ar fi motivul pentru care nu vrem să ne mutăm aici, pentru că avem nevoie de bani. Imediat vine al doilea copil, vă dați seama că nu e așa de ușor să te muți într-un loc nou, unde nu ai așa... Bine, că dacă e maică mea, soră mea aici, probabil e altfel. Ești ok, tati? Te gândești să te muți aici? Da? Dar voiam să mai adaug că eu am mai stat aici în 2009 și în 2012 sau 2013, ceva genul, nu mă aduc aminte exact.
Ce interesantă e chestia asta, frate, un fel, asta e arta, e făcută de metal, ies în relief așa. Mamă, îmi place la nebunie, serios, uitați-vă un pic. Costă, cât costă? 250 de euro, dar e artă, artă. Și mașina asta cu astea pentru surf, foarte, foarte șmecă. Îți place, Victoria? Da, Victoria zice că asta o să-mi placă mie. Vasul ăsta. Vasul ăsta aici, 250 de euro costă ăsta. Tot la fel, ies în relief pânzele. Mamă, ce frumusețe, tate, ce frumusețe. Da, e foarte frumos. Și mai este, uite, și aici motor. Păi, uite ce... Mamă, dacă ai bani, de astea să cumperi, dacă vrei să arate casa frumos. Nu chestii de la ieftine. Și nici măcar nu costă mult. 250 de euro sunt picturi care costă mai mult decât asta. Și asta mi se pare mult mai fain. Dar mai sunt câteva. Vreau să vă mai arăt. Și asta e frumoasă. Tot la fel. Totul e din metal, tablă. Asta e tot 250 de euro. Și astea la fel. Sunt mai multe Volkswagen de la din anii 70. Și asta e frumos. Foarte frumos, tot la fel, ies în relief, tot ce e aici, e făcut în același stil. Asta cât costă? 250 de euro și ăsta. Foarte tare, foarte frumos. Ăsta e un magazin, a, și voiam, ăsta, aici deasupra locuiește sora mea, de acolo am filmat. Ăsta, l-am văzut din prima zi când am ajuns aici. E foarte frumos, culoarea îmi place, cât costă ăsta? Tot la fel, 250 parcă era, nu? 80, 200 de euro. Foarte frumos. Și ăsta e un dulap și mai mare, care costă 320. Dar e frumuseț, tătășu. Sunt funcționale. Sunt funcționale chestiile astea. Foarte frumos. Și calul ăsta aici, mamă. Mamă, calul costă 340. Și am mai găsit și asta aici. Mamă, uite, și asta e fain. Tot 250 de euro costă. Nimic mult, nimic mult. Pentru, mamă, îmi place la nebunie chestia asta, frate. Ia uitați-vă ce frumos, ce... asta e artă. Și aia de acolo e aia care îmi place mie. Dar și asta îmi place la nebunie. Intrăm un pic înăuntru. Mergem înăuntru, Victoria? Da? Foarte frumos. It's for hanging the clothes? Nu știu, cred că da, pentru haine. Da. Foarte, foarte frumos. Și aici, 10 euro costă de asta. Asta e de la din anii 50 cum ar veni. Foarte șmecher, foarte frumos. Foarte. Asta e de la american. Tare. Și aici foarte tare. Deschizi un bar, aici trebuie să vii să-ți cumperi chestii, ca să arate bine, să arate cool. Voiam să vă arăt și dulapul ăsta care e făcut din bucăți de lemn. Are o culoare incredibilă. Sunt chestii care sunt rezemate de dulap. E lung de acolo până acolo și costă 1650 de euro. Mamă, dar ce frumos e și ce culoare și ce... sculptat, dar sculptat e separat. Nu știu, mi se pare foarte frumos. Un mozaic așa de lemn. Foarte frumos, foarte frumos. Și mai este și ăsta tot din tot cu ăsta, două bucăți. Mamă, ce frumos. Ăsta costă 960 de euro, numai ăsta mic. Uite, și ăsta arată frumos. Da, da, da. Da, da, foarte frumos. Victoria, o găsit un tricou. Arată un pic. O găsit un tricou și vrea să-l cumpere. 15 euro și trebuie după aia să ieșim afară cu venirea Luca. El e Marian, salut Marian, Raluca, copiilor, ia uite ce frumoase e, ce frumoase, ceau, ceau, nu faci? Ea mănâncă grana padano. Și el Cristian, ceau Cristian, Cristian e cu o lună mai mic decât Enzo, care s-a apucat de pastă. Am comandat pastă pentru el. Ok, poftă bună, tati. Și Victoria stă după pizza, Raluca la fel după pizza, noi ca băieții frito misto. Vorba aia, suntem în Italia. Bere eu și vin, el bea regulamentar. Pește cu vin, eu beau cu bere. Da. Thank you.
Adică până la urmă ieșim cu copiii la, la apă. Noi nu ne-am luat pentru plajă chestii. Uite ce frumos să ai doi copii. Ia uite-i. Ia să vedem, că aseară am fost cu Enzo și s-a aruncat în apă direct, îmbrăcat. Dar acum l-am pregătit, numai că nu mai avem Pampers de rezervă. Ia uite și pe ăștia doi, ce frumoși sunt! N-au curăși? Hei! În nisip. Interesant. Am mai văzut-o și aseară sau altă seară. Asta e făcută de un sculptor rus. Unde era? Era... E mare, a? Big. Da. Asta e un... Da. E din Rusia. Ilya Filmon, nu știu cum o cheamă. Și mai este încă una în partea asta altă, care e sculptată de un artist din America. E o artistă, de fapt. Dar pare așa american, pare de la Marvel. Așa de aici, dacă ar fi capul omul ăsta, stai cum ar veni, stai, așa, așa. Perfect. Îți place? Mișto. O căzulat ăsta. O căzulat și șefa, ia uite pe șefa, obosită. Și o căzulat și ăsta. Ia uite, hai. Da, acum e obosită rău, Victoria. Ua, cu apă? Uite la, uite acolo. Wow. Dacă nu plângi un pic, nu faci nimica. Hai, plângi un pic. Da, ce bine seamănă cu mine. Deci, stai, nu știi, seamănă cu amândoi, Andreea. Da, 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 băiatul chiar seamănă cu mine. Ia, arată-mi, hai. Hai, că stă bine. A fost la cumpărături sora mea cu Victoria. Și, uite și mama, ce frumos s-a îmbrăcat, mama. Ia, arată-mă. Așa, și mi-a cumpărat... O vrut ea neapărat să cumpere ceva pentru noi și a cumpărat două parfumuri. Exact ce avem acum, doar că așa de mult, așa, da, au cumpărat taxul lui Victoria pentru noi. Asta e pentru Victoria și ăsta e pentru mine. Exact așa avem, numai că sunt terminate. Și eu cumpărat seria. Bravo, mulțumim foarte mult. Hai, Giulia, mulțumim și ție. Ia uite ce bine s-a îmbrăcat, ia uite. Hai că mergem. Și tu mergi, Enzo, da? Luăm și pe Enzo sau o lăsăm acasă? Eu nu suntem frumoși așa. Eu călca bunica, ia uite bunica. Vezi că sunt picioare. Mama, am pușcă. Avem pușcă pe... Da, cu ea răța aia, today he's gonna be the best boy because he needs mama a little bit. Da, da. Merge să mâncăm sushi? Băiatul ăsta e nebun după sushi. Băiatul ăsta e nebun după sushi. Hai că am ieșit la restaurant încă o dată pentru astăzi, că mâine dimineață plecăm spre Olanda, Belgia, și na, mama cu familia aici, cu Mauro, cu mama aici, cu nepotul ei preferat, care toată săptămâna au zis că vrea sushi, vrea sushi, cu sora mea aici care nu se mai oprește din mamă, îți place să mănânci, îți place, a? E bine. Să mănâncă bine, am văzut și au și robot ăștia în partea aia, fac curățenii cu robot, foarte, foarte mișto. Costă 27 de euro meniul, nu? De persoană. Bine, în afară de băutură, bine, eu nu beau decât apă,
dar dacă comanzi băuturi, plătești în plus. Salute! 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 Să ne vedem cu bine, mamă. Doamne ajută! Să vină să vadă fata. Ne vedem într-o magia. E, dai, fai vedere. Și care e magia? Abracadabra. Abracadabra, pa, pa. Mama, da, da, da. Noi am plecat în sfârșit spre Belgia. Ne-am oprit să facem colațiune în mașină, că Victoria s-a obișnuit cu colațiune. Suntem destul de departe de Veneția, adică probabil suntem tot în regiunea de Veneția. Am oprit doar să mâncăm și mergem spre Austria. And this is even higher.